FCSB a făcut primul pas greșit în 2021. Roșialbaștri au remizat pe terenul Viitorului după un meci cu 4 goluri. Echipa lui Rednic a deschis scorul după un penalti ușor acordat și transformat de Cosmin Matei. FCSB a egalat în partea a doua tot de la punctul cu VAR. Tănase a transformat, a ajuns la 12 reușite și este al doilea în clasamentul marcatorilor din Liga 1. FCSB a trecut în avantaj după un autogol al lui Duso. Eli Fernandez a avut ultimul cuvânt în meci, venezuelanul l-a învins pe Vlad și a stabilit scorul final. FCSB a încheiat etapa pe primul loc, dar la un singur punct de CFR, iar Viitorul e pe 7. Cel mai important era să câștigăm astăzi, să ne distanțăm în fruntea clasamentului. Din păcate, nu am reușit să marcăm mai multe goluri. Ținând cont că ai jucat cu Steaua, poți să zici, bă, e un punct binevenit, ținând cont și de situația în care suntem noi. Dar mi-aș fi dorit și poate merita mai mult asta.